Bună seara, bine v-am găsit la ProSport Live. Problemele continuă la Dinamo. Mircea Reding nu reușește să redreseze echipa. Câinii au fost descalificați din Cupa României de către FC Argeș. Vom discuta și despre un meci foarte interesant tot din Cupa României, Poli Timișoara Rapid. Discutăm și despre FCSB, care nu se prezintă la meciul cu voluntari, astfel ilfovenii merg mai departe. Discutăm despre toate acestea cu analistul ProSport Florin Prunea. Bună seara, Florin, bine revenit. Te salut, Victor, și salut și pe invitatul nostru. Un invitat special în această seară, într-adevăr, antrenor la turnul Măgurele, Costin Lazăr, unul dintre cei mai importanti jucători ai Rapidului din perioada modernă, fost capitan al Rapidului și suporter al Jujeștilor. Bună seara, Costin, bine ai revenit. Bună seara. Florine, încep un pic cu Costin să ne spună ce a mai făcut în ultima perioadă. Ești antrenor, spune-ne tu ce faci, cu ce te ocupi. Păi da, m-am decis să mă apuc de o echipă de seniori. Uh-huh. Am plecat la turnul Măgurele, acolo unde s-a desfințat, de fapt, vechea echipă. Vechea echipă. Și primăria s-a gândit că avem un stadion nou-nouț și cred că e normal și e bine pentru fotbalul din zona aceea să aibă o echipă într-un eșalon superior. Și da, încercăm să o luăm de la Liga a 4-a, a 3-a, a 2-a, cât vom putea. Deci tu ai un proiect pe mai mulți ani, pe promovări succesive, dacă ți iese totul așa cum îți propui. Promovarea e clară, că doar nu vrem să stăm prin Liga a 4-a. Nici eu nu vreau să stau prin Liga a 4-a. Și atunci anul ăsta trebuie să promovăm, vom vedea la anul, probabil, că vom forma o echipă, dar ambiția mea personală ar fi să promovezi din primul an, vom vedea ce va fi. Îmi ziceai tu înainte să intrăm în direct că ai 8 victorii din 8 în momentul de față? Da, 8 din 8, s-a încheiat turul, se mai joacă două etape de cupă și cam atât. Vacanță. Deci teoretic n-ar trebui să ai probleme la promovare, mă rog, să faci ca baraj acolo. Vom vedea, noi trebuie să ne luăm toate măsurile ca să promovăm. Da, și după aia probabil că de la Liga 3 începe pregătirea cu adevărat profesionistă de normal. De luptă. Asta ne dorim și cred că asta este foarte bine pentru fotbalul din Telorman, ca o echipă să îi reprezinte acolo sus într-un eșalon superior. Da, nu te deranjează, uite, că stau și mă gândesc, tu ca fotbalist ai un nume în fotbalul românesc și la echipa națională și la Rapid ai însemnat ceva. Majoritatea jucătorilor, foștilor jucători cu cota ta, de obicei se duc direct la cluburi de primele două ligi. Tu ai ales să mergi la Liga 4-a, nu e nivelul cumva prea jos pentru ce ești tu obișnuit? Eu consider că am drumul meu în viață, ca și fotbalist am realizat, tot de jos am plecat. Același lucru vreau să-l fac și ca antrenor. Nu știu cât va fi timp, dacă am luat-o bine, dacă am greșit, timpul o va demonstra. Cert este că am avut oferte să rămân în Liga 1, Liga 2 și Liga 3. Liga 3 principal, Liga 2 secund și jucător și în prima ligă secund. Am refuzat, am zis că am drumul meu, am încercat să mă regrupez sau să mă reorganizez, cum să zic, ca și viitor antrenor și să-mi văd nivelul și să mă organizez pentru ceea ce va urma. Consider că am făcut doi pași importanți în viitoarea mea carieră și sper să mă ajute pe viitor. Uite, Florin, e interesant, un fost mare jucător care nu are pretenția să ia echipa ca principal de la Liga 1 direct. Și dau dreptate, ca jucător a fost un jucător emblematic pentru Rapid. Și la echipa națională, peste 30 de meciuri, 31 de meciuri, dacă nu știu. Cei de la turnul Măgurele au șansă să aibă un exemplu acolo, da? Bănuiesc că ai și foarte mulți băieți tineri acolo, jucători tineri. Am și experiență și tinerețe. Și tineret. Da. Au ce să învețe de la Cosin. Au o șansă mare. Este un băiat serios, a fost serios și ca jucător. Și eu cred că a luat o decizie corectă. Mai ales că am înțeles de la el, condițiile sunt unele foarte bune. Da. Ori la început de drum, eu cred că asta contează în primul rând. Banii, sigur, și ai timp. Și faima vine mai târziu. Da, corect. Dar aici trebuie să o iei de jos, să încep de jos, da? Să încep de jos, poți să mai faci și greșeli, da? Dar le repar pentru că nivelul fiind foarte jos. Eu știu, Telormanul mai ales este Telormanul puțin echipe, ai zis 8 etape, nu? Da, sunt două serii. Sunt două serii. Îl știu pe președintele de la Telorman, de la AJF, pe fostul arbitru. Pe da, Babadac. Ionuț Babadac, da. Și Sterică. Da. Și Stan Prodan. Da. Ei au șansa să-l aibă acolo în curte. Eu cred că este un ajutor din ambele părți. El să-și facă mâna, cum spun antrenorii, da? Pentru că o să vezi, o să-i fie ușor, o să-l ajute enorm de mult că a plecat de jos în cariera lui. Și cu siguranță, așa cum îl cunosc, cred că în 2-3 ani... La început, poate că eram așa un pic, mă gândeam că e Liga 4, nu m-aș fi dus. Păi de-aia te întreb, dar condițiile m-au făcut să mă duc acolo.
primarul cu care am stat de vorbă și am văzut ce are de gând. Mare lucru, dacă ai un om lângă tine, cum ai un primar, dacă ai pe cineva lângă tine și omul este serios și te susține, echipa este a comunității. E important să ai autoritate totală dată de cei care dau bani. Siguranță, da. Da, nu, cred că asta nu avem și la cum te știu, cred că nici n-ai fi acceptat altfel. Nu avem o problemă, da. Nu avem, avem o comunicare foarte bună, e fără perdea, și cu președintele și cu domnul primar. Totul este ok în momentul de față, sper să mergem așa în continuare. Eu, la început, zic Liga 4, ca asta am vrut să spun. Da. Am stat și l-am văzut pe Alexa, a luat o echipă de Liga 3. Eu, care sunt la început, nu pot să iau o echipă mai de Liga 4. Nu aș vrea să mă folosesc foarte mult de lume și bine. Să mă folosesc de ceea ce știu. Foarte bine. Da. Foarte bine, a luat o decizie corectă. O să vezi. Ne mai întâlnim peste 2-3 ani. Nu că știi, știi la ce mă gândeam, Florine, legat de Costin Lazar. Totuși, vorbim de un fotbalist cu 30 de meciuri la echipa națională. Cei fost internațional, nu mai vorbim de ce ai făcut în Grecia și așa mai departe, acceptă să meargă atât de jos până la urmă. Cu siguranță că a avut oferte. România nivelul cu ăsta. Siguranță că a avut oferte și mai sus. Eram convins. Și principal sau chiar mulți ar folosi și de numele lui. Nici nu interesează. Domnule, să-l avem pe Costin Lazar aici. Nu numai de numele lui, de experiența lui. Pentru că este un jucător care, așa cum a fost ca jucător, un exemplu pentru jucătorii tineri. De asta zic că cei de acolo și jucătorii tineri, măcar de a fi toți jucătorii cum a fost el, un băiat serios, un băiat muncitor, care a dat mai mult de 100%, ne-l aducem aminte cu toții, nu cum era Costin, ca jucător, da? Da. Nu cred că a fost cineva din fotbalul românesc care să reproșeze ceva, ori conducător sau antrenor. Antrenor a mai fost, probabil. N-am auzit. De asta zic că bravo, mă bucur pentru tine și dă-i înainte. Mulțumesc. Dă-i înainte, îți doresc baftă multă și... Doamnește, să fim sănătoși. Primul. Corect. Fotbalul nostru are nevoie de oameni pe el. Asta spun, da. Bun, Florine, ce se întâmplă la Dinamo? Sau ce se întâmplă în continuare la Dinamo? Crede-mă că m-am săturat să răspund la întrebarea asta, nu neapărat. Te întreba lumea și pe stradă, știu. Și la toată lumea, da. Și aseară după meciul ăsta, după meciul de cupă, ce se întâmplă la Dinamo? Aseară au fost doi antrenori, da. Care unul și-a dorit să meargă mai departe și unul nu. Este foarte simplu. Pentru cine că diferența, Dinamo a jucat decât cu trei jucători după meciul cu Rapidul de acasă, da? Da. La fel și Argeșul, același lucru. Dar în momentul 70, Prepeliță, când a văzut o căi groasă, a băgat titularii și a tot rezultatul, fără niciun fel de probleme. La Dinamo, pe cine să bagi? Dacă cei șase, am înțeles că erau acasă, se uitau la televizor la meci. E clar atunci că două abordări diferite. Și atunci diferența s-a făcut foarte clar de către cei care au intrat de pe bancă. Da, pe de altă parte, Mircea Rednic a spus și aici, și dau dreptate cumva, a spus, domne, le-am dat șanse și celor care n-au jucat. L-am dat șansă în cupă. Se mai obișnuiește chestia asta, Florin? Părerea mea, l-am văzut pe Mircea Rednic înainte de meci, când a spus, îmi cer scuze public, nota bene, chiar cuvintele lui, da. Lui Nica și lui Țără. Țără, da. Pentru că i-am trimis, i-am dat afară de la echipă, se antrenau cu echipa a doua sau așa, nu o să mai fac niciodată așa ceva. După joc, am văzut declarațiile din nou. Nica nu mai are ce să mai caute. Da. A și greșit Nica. Se poate întâmpla. Nica n-a jucat de foarte mult. De 2 ani. De 2 ani n-a mai jucat. Era... Nu-l băga să joace. Da. Nu-l băga să joace. Acum ce faci? Îl faci la alibi? Să adăs tu la suporter că ai dreptate de privință la alibi lui Nica. Nu. La Dinamo e clar că acolo e un butoi cu pulbere în vestiar. Tot ce a scris voi, eu spun sincer că m-am îndoit atunci, ați auzit ce am putea zis. Da. Nu cred așa ceva cu Sorescu. Da. Tot s-a dovedit a fi adevărat, de altfel... Ai văzut declarații, deci nu vorbim de ce discutăm în privat, declarații publice. Eu n-am crezut, îți spun sincer, zic, băi, nu-l cunosc pe Sorescu. Dar chiar și Sorescu a spus. Îi știu, după aceea când a văzut pe Sorescu și spune, domne, da, într-adevăr așa a fost și am avut o discuție bărbătească, înseamnă că ceva e în regulă. Și atunci eu zic, revenind la Mircea Rednic, eu cred că a scăpat vestiarul. Acolo este clar un butoi cu pulbere care ferească Dumnezeu să mai vină o înfrângere, pentru că la Sepsis e un meci de 6 puncte. Da. Dinamo are 8 puncte, Sepsis au 10. Echipa care va câștiga această partidă se va distanța de locurile fierbinți de jos de acolo. Da. E clar. Sepsis, o echipă, un lot de jucători care datorită unei conjuncturi se află acolo. Haideți să fim serioși și total defavorabile. După aceea vine CFR-ul. De asta zic că nu l-a interesat, practic. Pe Mircea Rednic din Cupa României. Nu a interesat. Mă uitam săracul la băiatul ăsta, la Espinoza. Doamne ferește, Victor, să nu pățească ceva săracul. De ce, Florin?
Păi el, săracul, de piza a doua, când i-a dat Ricci de gajerea aia în cap, el n-a putut să se ferească, săracul. Tu l-ai văzut, săracul, cum o nota? Bine, nu-i de râs, dar e amuzant ce spui. Bă, mă uitam și ea zic, bă, săracul, te referi că nu e într-o formă fizică bună, la asta te referi. Păi, mă uitam, am mai venit un jucător la Dinamo, mi se pare, nu știu cine l-a adus, săracul, care de-abia, unul la 38 de ani, de-abia alerg atacant și care l-a dat afară după, nu știu, după două săptămâni. Nu mai știu. De curând, acum, spaniolii sau nu știu cine l-a adus. Când vedeam cu toții, bă, ăla moare pe teren, aveam și pe la gleză. Nu-i de râs, Doamne ferește. Doamne ferește, ferească Dumnezeu. Bun. De asta zic, mă pune pe gânduri comportamentul lui Rednic. Dar făceam așa o analiză, Victor. Așa. Ultimele trei echipe ale lui Mircea Rednic. Viitorul, Poli Iași, Dinamo. A avut 43 de jocuri. Așa. Știi câte victorii are în 43 de jocuri? Nu știu, îți dau 10, nu știu, 10, 15. 7 victorii. Cum 7 victorii? Ai verificat-o? Linia de clasament nu știu, acum la viitor. Echipe. La viitor. Verifică și dacă n-am dreptate, viitorul. 9 înfrângeri, da. 9 meciuri egale, 2 victorii. Poli Iași, 10 înfrângeri, 2 meciuri egale, 5 victorii. 7. Dinamo, 2 meciuri în campionat, 2 egaluri și 2 înfrângeri. Sunt 43 de jocuri adunate, sunt 7 victorii în 43 de meciuri. Nu știu dacă mai există... Dacă era atacat, nu prea erau cifre bune. Păi nu, dar 43 de jocuri sunt aproape două campionate și ceva. 43 de jocuri, 7 victorii. Nu știu dacă... Păi știi, stai, nu. Hai să nu zică lumea că tu vrei doar să-l atași. Nu, doar nu-l atac. Asta este... Ce vrei să spui asta? Este o realitate. Nu mai performează. Nu mai este un antrenor de un anumit nivel. E clar, el îl văd după meci... Cade pe spate, nu mai are răbdare să ia de jucători, să ia de jucători în public. Nu se face așa ceva, mai ales când e un moment greu. Eu cred că Dinamo are nevoie în momentul de față de unitate și cred că are nevoie de liniște. Și această unitate și liniște trebuie să plece de la antrenor, Victore. Ia, stai să întrebăm și pe Costin, pentru că dacă nu mă înșel, Costin, cred că l-ai avut antrenor pe Rednic 2007-2008, o perioadă scurtă. Bine, n-a putut să stea foarte mult, că ți-au ce aminte ce făcea galeria cu el, să plece mercenarul și așa mai departe. Da, știu. Dar vreau să te întreb, ți se pare schimbat din... Că atunci era în continuare un antrenor pe Val, în momentul în care vine la Rednic. Mi se pare la fel, pentru că eu văd la televizor, nu ne-am întâlnit în altă parte, îl văd doar la televizor. Se pare neschimbat în declarații și în orice. Tu ce relație ai avut cu el la Rapid? Eu am avut o relație bună. Ce relație am eu cu domnul Rednic? Am fost și titular, am fost și rezervă. Mi-am văzut treaba. Și te frustra în momentul în care, pentru că tu la Rapid în perioada aia erai, se știa, la mijlocul terenului, nu trecea nimeni de tine. Nu, dar în perioada aia, din câte știu eu, a plecat Măldărășanu și am rămas eu. Da. Da, și din câte știu, acolo s-a făcut alegerea, să rămân eu. Și alegere făcută de Rednic, spui? Cred, nu știu. Cred că de domnul Rednic. Nu, dar vreau să te întreb contextual. Vreau să te întreb legat de faptul că, de exemplu, Sorescu la Dinamo a avut puterea să-l înfrunte în fața jucătorilor pe Rednic. Și vreau să te întreb, tu când erai jucător, ai făcut așa ceva cu un antrenor de mărimea lui Rednic? Sau ți se pare firesc? Sau exagerat gestul? Dacă au fost nedreptății, mi se pare normal să am o discuție în particular cu antrenorul și după aceea, dacă nu se iau măsuri și se comportă tot așa, atunci am o discuție în fața jucătorilor. A, interesant. Dar prima oară cred că ar trebui vorbit în particular cu antrenorul cu jucătorul și acolo trebuie să se stingă conflictul, dacă există vreun conflict. Oricum, jucătorul nu reacționează urât decât atunci când este forțat, neîndreptățit. Da. Ce zici, Florine? Când i-a ajuns cuțitul la os. Că așa mi se pare că are logică ce spune Costin. Așa este normal. Lucrurile astea trebuie să rămână. Eu, ca și conducător, am avut foarte mulți jucători cu personalitate. Da. Și ți-am mai spus, eu prefer să am jucători cu personalitate, cu care să am dialog, pentru că știu ce-l doare pe jucător. Da. Nu-mi plac ăștia așa fitiliștii pe la spate, mm-hmm, care se duc, ba la ăla, vorbește de rău pe ăla, ba la ăla. Prefer jucători cu personalitate pentru că știu unde să intervin. Și am avut, slavă Domnului, jucători cu personalitate răi, de tot. Dar eu preferam să am asemenea jucători că știam cum să-l iau și știam să-l ajut. Și de ce jucători sunt jucători mari? Adică preferi un jucător care îți spune în față, da, mă deranjează lucrul acesta. Și tu ești genul ăsta de antrenor. Da, întotdeauna am fost așa. Sau în față spune, da, n-am nimic și în spate zice, a, pe nu mai suport, ce face? Și cred că e mai corect să vorbești față în față și să spui omului ce te doare. Dacă nu se ia nicio măsură, atunci corect, înseamnă că este, nu mai e care de mijloc. Bun, hai să mergem să vedem ce a spus Mircea Rednic aseară, după care revenim să comentăm. Și tot o dăm de ghinion. Nu e aici, nu e de ghinion. Sunt momente, joc, în care trebuie să intervin. Nu se poate pe atacul nostru pierde mingea în careul lor și
jucăm cu fundașii centrali în jumătate adversă. Nu există așa ceva, e lipsă de experiență, de... Nu pot să zic și altceva, că după aia Rednic atacă jucătorii. Nu atacă jucătorii, ăștia sunt. Și am luat două goluri copilărești în care aveam superioritate. Deci vezi că pleacă minge deschisă, vezi că pleacă adversarul și tu te oprești. Nimic, că pierdem puncte și păcat că băieții muncesc. A fost un meci echilibrat, ai 1-0, ai voie, luăm golurile prea ușor. Era un obiectiv al nostru, dar știți foarte bine că pe noi ne interesează în primul rând să ne salvăm. Asta e obiectivul principal. Ce trebuie schimbat ca Dinamo să înceapă să câștige? Să fie meciul de 75 de minute, 80 de minute sau 90 de minute, să nu mai jucăm prelungiri. Prea mult se joacă. Păi Țără a arătat că poate să-i mai acord o șansă, dar celălalt, nu poți să lași la experiența ta, să lași la tolului să se întoarcă, să preia, să întoarcă, să dea la poartă, trebuie blocat. Și nu mai, ca joc, el săracul n-a mai jucat de 2 ani. Da, a fost Mircea Rednic. Florin, ne-am uitat să te întreb, a spus Rednic la conferință, nu acum, la o conferință din campionat, că îi se pare incredibil că a pierdut procesul cu tine. A zis că e uluitor așa ceva și că ce justiție e asta, dar că nu-i problemă că are timp și bani să se ocupe de tine. Același lucru l-am și eu acum, ales acum am timp. Tu am mai timp, mult, am timp mai mult ca el, da. Așa. Chiar n-am alte preocupări. Păi ce să fac dacă la instanță am depus documente care au arătat, dovedit faptul ceea ce am vorbit eu. Dar îi mai spun încă o dată, dușmanului nu este prunea. Mie îmi pare rău că este primul coleg cu care îi răspund. De obicei, la foștii mei colegi, prefer să-i dau un telefon, să stăm față în față și să ne reglăm lucrurile între noi, pentru că e urât. Eu sunt conștient că e urât. Se vede urât. Dar eu n-am făcut decât să răspund și acum, ultima dată. Nu știu ce a făcut, obsesie vis-a-vis de mine. Și nu înțeleg de ce. Că n-am avut nimic cu el niciodată. Am fost și colegi de echipă. Pe de asta și la Național ați fost colegi. Da, n-am avut așa nimic. Nu știu de unde atâta așa ură împotriva mea. N-am, nici acum nu sunt. Am câștigat procesul. E normal dacă toată lumea știe de notorietate că face tâmpenii. Toată lumea știe. Nu știe lumea ce a făcut și la Iași, ce a făcut la Dinamo. Părinți, voi interviuri cu părinți în ziare. Cu părinți, cu jucători, cu antrenori, cu impresari, cu toată lumea. Ce vină am eu? Era normal să câștig procesul și n-are ce se schimbe. Cu siguranță că va rămâne aceeași decizie, pentru că eu n-am făcut decât să scot în relief ceea ce ați vorbit voi și ceea ce știe toată lumea. Bineînțeles, cu argumente, în mod civilizat, nu jignesc pe nimeni. Eu nu l-am făcut prost, el m-a făcut prost pe mine. Da. Eu nu jignesc. Și papagal te-a făcut. Nu-mi place să-l jignesc. Fiecare avem păcatele noastre, eu știu, și defecte, și fizice, și... Nu, e urât, într-adevăr, e urât dar, să dar te iei de defectele fizice. Eu repet, e total schimbat, eu nu mai recunosc pe omul ăsta. Și în repet, ce schimbat? Din ce punct de vedere? Este atât de... Catitudine? E rău, se vede că vorbește cu răutate și la adresa jucătorilor. El când vorbește acum tot după toate meciurile, se ia de jucători. Toate conferințele lui de presă de după meciuri, înainte sunt lapte și miere, și după meciuri îi desfințează. Pe toți, nu scapă niciunul. Ce a făcut Lunica nu se poate. Păi acum am locul Lunica să mai rup eu contractul cu Dinamo vreodată? 3 ani stau acolo, mai adunat după ce mi-a făcut Rednic. Îți bagi joc de mine și de Țără sau cine a mai fost. Da. Mă trimis la echipa a doua. Vezi, Doamne, înainte de meci îmi fac mea culpa și după aia mă aduci înapoi. Și după meci mă faci iară zob și vrei să mă dai afară? Păi știi când plec de la Dinamo? După ce îmi dai și ultimul cent. Nu te comprozi de maniera asta. Te întreb altceva, Florin, și aici te întrebi pe tine, Costin. Ok, aveți un jucător care n-a mai jucat de 2 ani. Și spui că îi dai și lui o șansă. E normal ca asta să fie singura șansă, l-ai băgat și pe aia l-ai distrus? Sau unui jucător care n-a mai evoluat de 2 ani trebuie să-i dai mai multe meciuri și timp, Costin? Un jucător pe care nu l-ai băgat 2 ani, cred că are nevoie de o acomodare. Că cu meciul oficial. Clar că nu este în formă, clar că nu are ritm. Și atunci ori joci mai puțin și nu te aștepți mare lucru de la el. Îl trimiți la echipa a doua înainte cu 2 zile, îl lași la echipa a doua să-ți bagi joc de el, să-l umilești și după aceea l-aduci și îl bagi în teren. Păi el, dar cum aș ce-mi pare rău de ăsta, de băiatul ăsta? Adică nu poți să ai pretenții la un jucător pe care nu l-ai jucat de el? Că n-a început rău jocul. Nica. Pe cuvânt am zis, ia uite-l bă ce bine a început, când l-a băgat și a jucat, și a băgat. Și a jucat, a început bine jocul. Dar a avut ghinion cu execuția aia lui Latovlevici, care acolo sigur putea să intervină. Dar dacă face atac întârzia și penalti. Mai rău era după aia.
Păi mai rău era după aceea. Așa, da. N-a fost o greșeală să zici flagrant. Fii atent, te întreb altceva, Florine, din calitatea ta de dinamovist și de om de fotbal, Nica, la ce ai văzut cu tot cu greșeala aia? Băiatul ăsta mai merită o șansă la Dinamo în continuare să-i se mai acorde timp? Sau e gata, cum a spus și Reni, n-a mai jucat de 2 ani, la revedere? Eu cred că este primul meci al lui de când a venit, da, la Dinamo, de câte este, luni. Este, este. A stat fără contract, s-a antrenat. Legitima, nu legitima. Da, da, da. Băiatul ăsta, și cum a fost pentru el în ultimele Hărțuit. Luni, a fost așa, un joc, nu joc, numai sufletul lui să nu fi fost. Că da. Băiatul Bănescu a venit la Dinamo, culmea, acum la are Dinamo... Are 1000 de euro, a zis dați-mi oricât vreți voi, nu mai vreau acum la Dinamo, să joc. Acum la Dinamo, Dinamo are cele mai bune condiții din România. Nu mai sunt probleme financiare. Văd că lumea spune, domnule, avem probleme. Salariile la zi. Păi dacă am salariile la zi, am baza de pregătire de la Săftica, care e boboc, plec cu avionul, am condiții bune, am suporterii în spate. Păi dacă nici acum nu faci treabă, asta cu să jucăm 75 de minute. Nu! Dinamo are probleme din punct de vedere fizic. Da? Și dacă nu-și reglează aceste probleme, cu siguranță că vă mai pierde după minutul 75. Florine, sunt și lucruri bune. Sunt și lucruri bune. Zile ca de Nica, vreau să-mi spui părerea ta. Băiatul ăsta, dacă îi se mai acordă timp și câteva meciuri... N-are ce să mai... L-a aruncat în gura... L-a băgat știu, în gura suportului. Se, se mai poate din ce ai văzut, se mai poate face ceva cu el? Mă refer, dacă să zicem că ridice, uite, ascultă Prunea. Îi mai dau 5 meciuri în care nu pun presiune pe el și nu-l fac de râs. Părerea mea că nu mai băiatul ăsta când intră acolo și se uită crezi în ochii timorat? Rednic, nu e timorat, e terminat. Ar fi bine să găsească o soluție, păi tu te duci la servici. Da. Nu neapărat la fotbal, la servici. Îl vezi pe șeful că vine la tine și băi, ești prost, mi-ai distrus, mi-ai pierdut meciul, nu mai dau nicio șansă. Și după aceea îl mai chem și ce să faci cu el ce? Da. Păcat, pentru că, repet, el n-a început jocul rău. Nu a început jocul rău. Și chiar parcă aș fi vrut așa, că este un copil al lui Dinamo. Să nu uităm că Dinamo a încasat 2 milioane. Așa este. Eu cred că băiatul ăsta merita mai mult respect. Dinamo a încasat 2 milioane de euro pe el. De asta zic că nu te comporți așa de maniera asta cu jucătorii. Că până la urmă nu e tarlaua ta acolo. Dinamo este un club mare. Corect, ai dreptate. Nu este tarlaua ta să faci tu ce vrei. Ăla nu, ăla da, ăla nu. Păi cum adică? De Spinoza ce-ți mai zicem aseară? Jucător care l-a adus Dednic. Dar jucătorii vorbesc, vezi? Că am văzut la voi în presă. Păi de ce vrei să ne dai afară? Cum a recunoscut Sorescu? Vrei, da, să dai afară Dinamo pe noi și ce aduci tu e bun și să-i aduci pe ai tăi. Înseamnă că lucrurile prind contur, nu? Înseamnă că e adevărat acolo. De asta zic că băiatul ăsta merită mai mult respect. Este părerea mea. Bun, hai să mergem să vedem ce au spus cei de la FC Argeș aseară în frunte cu Jean Vlădoi, după care revenim să comentăm. Îmi pare rău de situația în care se află Dinamo, cu certitudine, trebuie să recunosc asta, dar eu cred că Mircea Rednic și staful lui au potențial, sunt jucători valoroși la Dinamo, au nevoie de o victorie, sper că aia să vină cât mai repede în următorul meci și eu cred că lucrurile vor intra pe un făcaș numai și la Dinamo. Dinamo nu este clubul care să își facă probleme de retrogradare. Andrei Crupel se poate fi transferat? Nu. Deocamdată nu, are clauză, dar cu mine... Trebuie să scol la vânătoare în iarna asta, avem alte proiecte, trebuie să prindem play-off-ul, vedem. La vânătoare de ce? La vânătoare, nu știu, de rațe, de ce, că dacă o să închidă, nu o să-l mai scot, glumesc. Nu, Andrei este un băiat extraordinar și a și debutat la FC Argeș și alături de mine, la 16 ani și jumătate, deci nu, până nu ne îndeplinim obiectivul, așa ne-a spus domnul primar, după aceea vedem, discutăm. O mare realizare. Îmi doresc din tot sufletul, măcar să jucăm finala. Am scris în prelungiri, dar am presat, ne-am dorit rezultatul ăsta. Am venit cu o echipă schimbată, doar 3 jucători care au jucat sâmbătă. Mă bucur pentru cei care au intrat, am mai demonstrat odată în meciul cu Botoșan și astăzi că avem un lot puternic. Ne poartă noroc acest stadion, nu doar pe Dinamo de 2 ori și cu Clinceni am jucat tot aici și am câștigat. E bine. Da, normal. Da, normal. Normal. Știam de pe atunci. Nu neapărat că era interesat, dar vedea jocul mult mai bine ca mine. Adică de fiecare când vorbeam după meciuri și... Adică tu nu te gândești să fii antrenor, nu? Nu, mă gândesc, dar sunt convins că trebuie să ai și oameni lângă tine, adică are și el secunzii care sunt foarte buni și sunt convins că... Și nu sunt convins, cu siguranță, îl ajută foarte mult. Deci pentru... și tu la final, nu știu, mă schimbați că sunt... Mă gândesc, dar nu știu dacă o să reziste cineva cu mine sau eu cu ei. Așa, pentru că îți dai seama, eu în viziunea mea mă gândesc cum sunt eu, dar e foarte greu. Mi-e frică să nu dea în hepatită alții.
Da, am revenit. Vă întreb și de transferuri, pentru că Dinamo a transferat, astăzi a oficializat un atacant grec, Kenorgios. Nu știu, cred că așa se zice. Așa se știește tu să ne ajuți, Costi. Când a jucat ultimul joc? Acum vreo 6 luni, cred. Ia, uite. Dar avem nu e venit din Grecia. Nu e venit din Grecia, dar e de Azul, de Varengăm și Sparta. Da, cam asta este. Cota de piață 400.000 de... Nu este relevantă. Asta este, Victor, asta Transfermarkt este un site de amatori. Stai pic, am site-ul Soccer Association care e plătit, acolo vedem exact dacă dar, mă las și o secundă să-l caut. Dar așa n-arată rău. N-arată rău, dar iarăși, ultimul meci, iunie sau iulie, când a fost? Stai așa pic să văd dacă îl găsesc, pentru că nu găsesc. Ce faci? În ianuarie părerea mea că va fi bun de joc. Asta a zis și Stampi Renix, a apărat și a zis, domne, ce vine acum, în mod normal, e ok cam prin ianuarie. Până în ianuarie trebuie să mai faci niște puncte, Victor. Așa. Că dacă te trezești, anul ăsta mi se pare că nu se mai joacă play-out-ul tur-retur. Nu. Pentru că se joacă un singur joc. Dacă te trezești la 5 puncte, Doamne ferește, da. De, chiar dacă se înjumătățesc punctele, de locul de baraj, pentru că și barajul, părerea mea, că este o realizare anul ăsta. Mai multe meciuri, să-i prinzi în urmă pe cei care sunt. Ai mai multe jocuri, dar dacă pierzi primul meci din play-out, Doamne ferește, și s-au făcut 8 puncte, ai retrograd. Da. Că 8 puncte sunt mult la câte jocuri o să fie 8 meciuri. De asta zic, că trebuie făcute puncte. Și acum cu Sepsi, indiferent ce se întâmplă, trebuie luat un punct cu Sepsi, un punct cu CFR, sunt puncte care se adună și care îți dau încredere. Normal. Care îți dau încredere. Dar am văzut pe la Tovlevici, când un adversar al echipei tale spune că i-am simțit pe Dinamo cum alerga ultimele minute, era imposibil să nu-i depășim. Te-ai enervat genul ăsta de declarația unui adversarul lui Dinamo? Ca Dinamo? Păi m-am enervat, i-am zis, ia uite bă, ce, vezi cum e viața, că na, ai văzut ce a declarat, când ai văzut și pe Crețu, că se bucura după meciul cu Dinamo, da, da, după 6-0, atunci numai că mai... Că mai dar n-ai, nu poți să superi pe Lato, că Lato a spus-o la modul civilizat, declarația lui a fost una de profesionist. Că nu, după aceea, sigur, a zis de Dinamo, dar a zis și de tot campionatul, că sunt, nivelul fizic este unul destul de jos. Uite, spune ceva o întrebare, John M., care ne privește, Grecu nu e bun că nu a jucat de 6 luni, dar Nica e bun că nu a jucat 2 ani la Dinamo, domnule Prunea. Dar aici exact discuția, a și argumentat Florin Prunea, interviniu și a spus că Nica s-au luat totuși 2 milioane de euro și poate... Prin perspectiva asta ar merita mai mult respect, nu să-i se mai acordă și așa. Un jucător care vine, el vine în alte condiții, băiatul ăsta din Grecia. Vine dorit de către antrenor, nu știu pe ce salariu, să dea Dumnezeu să-i dea și banda să și joace. Dar modul cum s-a comportat cu băiatul ăsta este jenant, este abject. Nu faci așa ceva cu un jucător. Îl dai afară, îți cer scuze, l-aduci înapoi și după aia a doua zi iar îl dai afară. Pare sadism. Nu e, e urât, e... Nu găsesc cuvânt, că nu vreau să jignesc. Dar este urât, așa ceva nu se face. Un antrenor care își iubește jucătorii și care își protejează jucătorii, nu face așa ceva. Pentru că, repet, acolo este nevoie de unitate mai mult decât niciodată. Dacă suporterii sunt uniți, toată suflarea dinamovistă vor să facă. Mi se pare jenant ca tu, care ești cel mai aproape de jucători, antrenorul e cel mai apropiat de jucător, Victor, într-un vestiar, da, să te comporți de maniera asta, să-i jignești în halul ăsta, tot timpul să-i arunci în gura suporterilor. Păi mie dacă îmi spunea vreodată, sper că au înțeles mesajul suporterilor. Fă-o-leu. Păi cum adică, ce faci? I-a menis pe jucători cu suporterii? Ce e asta? Da. Când Dinamo are nevoie de repet, de unitate și de liniște și să facă rezultate. Nici nu se compară situația lui Nica cu situația. L-au adus, n-au putut să legitimeze. A venit suspendarea. 1000 de euro salariu. Și ce rău îmi pare că a început așa de bine jocul. Și eu cred că pregătit, eu cred că mai poate să joace. Deci tu ai mai dat, tu dacă erai la Dinamo cum președinte, îi mai dai șanse lui Nica. Dar nu făceam echipă. Dacă eram, eram antrenor, nu. Da, da, puteai să ai un cuvânt să spui, băi, hai să mai încercăm cu băiatul ăsta, nu știu, să ai o discuție cu antrenorul. Cu siguranță da. Adică votul tău ar fi fost pentru a-l mai ține, asta spun. Cu siguranță da, păi, dar ce fac ca și conducător? Aduc jucători, aveam nevoie de fundaj dreapta, semnez un contract cu el, cât un an, doi, nu știu cât a semnat cu băiatul ăsta. Culmea, am văzut pe toți când l-au adus pe Nica, și pe domnul Mureșan, și pe toți. Un băiat extraordinar, de-abia așteptăm să intre să joace. L-au încurajat pentru că oamenii au simțit că el trece într-un moment greu. Da. Și a venit domnul Rednic și l-a mormântat. Și-l bagă și în gura suporterilor. Suporterii, știi cum sunt suporterii, normal că suferă și ei și uite așa, pleacă tăvălugul ăsta pentru un jucător și l-ai terminat, l-ai distrus. E greu să mai ai Nica părerea mea să vrea la Dinamo. Păcat.
Bun, trecem la echipa ta de suflet, Rapid. Joacă în cupă cu Poli Timișoara. În primul rând, până să discutăm despre meci, zi-mi, cum se pare ție Rapidul nou promovată sezonul acesta? E pe locul 7 în acest moment. Mie, sincer, îmi place Rapidul în sezonul ăsta. Nu mă așteptam să fie chiar așa de bine pentru ei în prima ligă, pentru că, după cum ai spus, este o nouă promovată și trebuia să treacă timp până au niște relații de joc, până au o identitate și identitatea noastră trebuie să fie cea care, cum să zic eu, se mulează cu suporterii. Da. Nu poți să vii în prima ligă, că tu Rapid să vii și să încerci acolo să fii la retrogradare. Trebuie să fii tot timpul pentru primele locuri. Chiar dacă ești nou promovat. Exact. Mie, sincer, mi-a plăcut Rapidul sezonul ăsta. Arată o echipă de la mijloc în jos, o echipă destul de matură, cu o linie defensivă, după părerea mea, una dintre cele mai bune din campionatul românesc, dar au fost și câteva momente grele în campionatul ăsta, când au avut ceva înfrângeri. Cred că au fost și din cauza faptului că Miță Iosif a avut probleme cu licența și atunci, ne stând pe bancă sau ne putem să dea indicații, oarecum echipa a resimțit treaba asta. Da, crezi că putem spune că a ieșit din criză Rapidul, victorie 2-0 neașteptată cu CFR Cluj, după care egal, cu un meci mai slab cu Dinamo, dar totuși egal. Dinamo mai bună. Asta spun, Dinamo trebuia bună să câștige meciul fără probleme. Da, totuși putem spune că a ieșit din criză, până la urmă ai scos egal cu Dinamo și ai bătut CFR-ul, Costin. Da, Rapidul, când a avut meciuri puternice, s-a ridicat la nivelul echipelor cu care au jucat. Când au jucat cu echipe mai slab cotate, pentru că Dinamo, chiar dacă este o forță în campionatul românesc, a fost o echipă din spatele clasamentului, probabil că nu a mai fost aceeași dorință de afirmare, cu toate că la noi, la Rapid, orice meci pe care joci cu Dinamo, cu FCSB sau Steaua înainte, da? Așa. Ar trebui să-ți dea mai multă motivație și cu siguranță că dai totul la meciurile astea. Dar una peste alta, Rapidului îi place să fie atacat, din ce am observat, se retrage undeva în zona a doua și așteaptă, are jucătorii de contraatac, are jucători la mijloc, doi mijlocași și la închidere care pasează destul de bine, care pasează de cel mai bine. Care e mai apropiat de stilul tău, este, dacă tot vorbim de mijlocași și centrali? Cred că, nu știu, Crepulia, chiar nu știu, Albu, sunt doi jucători foarte buni care mie îmi plac și, bine, nu fac o comparație cu mine, că eu oricum e mai greu. Am terminat cu cred că mai mult Albu aduce la Costin. Pentru că el este mai marcator decât mine. Este mai marcator decât am fost eu. Eu la fel eram și eu box to box, dar nu eram marcator. Stau și mă gândesc acum, uite ce mijlocaș avea totuși Rapidul și fotbalul românesc. Aveai Pintilie, aveai Costin Lazar, ce fotbaliști pe poziția aia. Stăteai liniștit. Asta zic, și echipa națională stătea liniștită. Da, cum? O să cumpăr. Mai aveai și Băurceanu acolo. Tu le-ai prins pe Piții, nu? Generațiile de dinainte au fost mai bune, după părerea mea. Tu le-ai prins pe Piții, nu? L-ai prins pe Piții. Da. Am prins și pe domnul Giga Hagi. Și pe Giga. O perioadă scurtă. O perioadă scurtă, da. A fost la un trial organizat de dânsul, mai mulți jucători. Da. Rapidul Florine joacă în cupă cu Poli Timișoara, în primul rând un derby de tradiție, în al doilea rând e favorită Rapidul? Cu siguranță da. Cu siguranță da. E favorită. Cupa asta, că a dus vorba iarăși, mă uit așa, am văzut. E o competiție adusă în derizoriu și nu înțeleg de ce. Echipele nu se prezintă la meciuri. Sigur că sunt și stadioanele goale. Echipele de Liga 1 joacă cu rezervele. Nu știu, e o competiție care nu mai prezintă niciun interes. Mi-a plăcut, în schimb, Filiașul, aș vrea să... Am văzut acolo atmosfera care este acolo. Uite, vezi, o echipă mică. Dar parcă în fiecare sezon de cupă, în fiecare an, se întâmplă câte o surpriză apare. Mai, în ultimii ani, mai multe surprize. Anul trecut au fost 4 de Liga 2. Asta arată că Liga 1 nu interesează această competiție pe echipele de Liga 1. Este o competiție slabă, din punctul meu de vedere, ca și inexistentă. De altfel, ca și Liga 2, 14-0, văd niște rezultate la Liga 2, 7-0, 8-0, Liga 3, 7-0, 8-0, 0-8. Astea sunt competiții care înainte se termina, vede meci echilibrate, 0-0, 1-0, dar sunt niște scoruri care te pun pe gânduri. Da. Costine, tu ai câștigat Cupa României cu Rapid chiar într-o finală cu Timișoara, dacă nu mă înșel, 2006 sau 2007. 2006 și Supercupa, dar nu știu. Așa, dar cu Timișoara a fost finala cupei, sigur. Da. Bine, era
erau de fapt alte echipe, și Rapidul era altă echipă, și Timișoara alt nivel, alt era o plăcere imensă să joci, mai ales atunci la Timișoara, la Timișoara era stadionul parcă, plin, stadionul era plin. La Timișoara să nu fie o plăcere. Dar sunt și înfrățite galerii, da? Nu? Da, da, Poli da, cu Rapidul. Da. Cum se pare meciul ăsta, Costin, pentru Rapid? Un meci cu presiune pentru Rapid, pentru că toată lumea se așteaptă ca Rapidul să meargă mai departe, fiind echipă de primă ligă. Dar nu știu cum va face echipa domnului Miță Iosif, ce vrea și dânsul de la această competiție, dar cu siguranță că Rapidul vrea să meargă, să câștige și Cupa României. Cum trăiești tu meciul Rapidului? Eu? Da. Uneori pe stadion, alte ori acasă. A, cu o bere în față. Da. Păi nu-l vezi cum e îmbrăcat, cum să le trăiesc. Da, corect, așa este, nu întâmplă. Îl mai adică în cât pe mine. Mi s-a părut oricum, nu vreau să dezvoltăm subiectul, dar mi se pare că Costin Lazar ar fi avut loc în nou proiect de la Rapid și nu vreau să... Nu mai deschid subiectul, pentru că la fiecare emisiune în care am fost... Păi n-ai cum să scape, ai fost capitan la Rapid. Nu vreau să... A venit o nouă conducere, au încredere în anumiți coechipieri de generația lor. Eu n-am nimic, eu mă înțeleg bine cu toți, mai ales cu cei care sunt acum la Rapid. Nu-mi doresc și chiar în momentul de față chiar nu vreau să vin să stric cuiva rostul pe acolo. Eu am drumul meu, poate în viitor mă voi reîntâlni cu Rapidul în calitate de antrenor. Ce știe, vom vedea pe viitor. Dar deocamdată am drumul meu, am înțeles ce trebuie să fac. Știu că poate la un moment dat era bine să vin la Rapid, dar dacă acolo nu am fost dorit în perioada aia când am venit în țară, ce rost are să mai continuăm să vorbim? O să vină și timpul tău. Mi-e drag când îi văd pe ăștia la Rapid. Eu și pe Nico, când îl văd și pe Mastei și pe Pământul Madonare. Care se vede. Am venit în țară, în România, la 35 de ani. Da. Și am vrut să mă duc la Rapid. Rapidul în Liga 4. Asta parcă înainte de voluntari? Asta jucător. Da. Rapidul în Liga 4. Jucător. Eu venisem după o accidentare din Grecia, în care... Da. Da. Am încheiat cu Grecia, că nu mai m-a luat nimeni. Da. Și am venit, m-au luat voluntariu. Am vrut să vin la Liga 4. Dar nu m-a sunat nimeni, nu m-a contactat nimeni. Nu pot să vă zic, băi, vezi că vreau să vin la Rapid. Și atunci a fost altă gardă acolo și nu m-au vrut. E, poate că nu mai eram bun, dar totuși am luat nu cupa. Nu mai erai bun, dar ai luat voluntar Am fost un meciul în Supercupa României, un meciul în Cupa României, desemnat. Ce înseamnă că nu mai am făcut asta? Uite ce se întâmplă nu numai la Dinamo cu jucători emblematici și la Rapid. La Rapid totuși sunt niște băieți acolo care, de asta spun că mie face plăcere când mă întâlnesc cu foști jucători, cum este și el, un simbol al Rapidului, capitanul, fostul capitan al echipei, cu siguranță că va veni timpul când se va întoarce și el acasă. Da. Numai că trebuie el și alege pașii. Și opțiunea lui când va veni momentul, când va avea vreo ofertă, dacă va avea vreo ofertă, el are drumul lui, dar mie, când văd foști jucători la echipe de tradiție, mi-e drag așa, când l-am văzut pe Jean acum. Pe când îl văd pe Jean și pe Prepeliță și pe Ianovski la Pitești, e o plăcere să-i văd cum vorbesc despre fotbal. Cu zâmbetul pe buze, relaxat, Nico și cu băieții ăștia, când am văzut și pe Maftele o emisiune... Da. Pe cuvântul meu, dacă mă uit cu cea mare plăcere când îi văd, simboluri ale care se identifică, care se identifică cu suporterii, cu istoria echipelor. Corect. Am văzut asta. Și dau greutate și, până la urmă, și meciuri directe, derbiuri, cu cât ai mai mulți jucători în care se regăsesc, foști jucători în care se regăsesc suporterii, cu atât greutatea, taberele sunt mai puternice, miza meciului, cred eu, vorbeam cu cineva la meciul ăsta cu Rapidul, că m-a sunat de la stadion, de acolo, și spunea, bă, dar nu e nici dracu pe aici la meciurile noastre din foștii jucători. Păi zic cu noi, că înainte mai venea Nea Ion Pârcăla, mă întâlneam cu ei pe acolo, Nea Ion Pârcăla, Boneață, Meri Dragnea, Moraru, Orac, până să aibă primul cadru, dar ne întâlneam acolo și ne făcea plăcere să ne întâlnim. Acum nimeni pe acolo, am văzut asta acum cu Radu, chiar cu Răducioi, mai știi ceva ce s-a întâmplat? N-am niciodată, înțeleg că, din ce știu eu și să-mi spui, poate ai și tu ceva informații, înțeleg că au făcut o ofertă mai mult în bătaie de joc. Ceva de genul, i-au zis, păi ce să fac? Păi vino și tu pe aici. Cam asta ar fi fișa postului. Nu știu, tu ai vorbit cu Răducioiu în perioada asta? Am vorbit, dar nu e corect să spun eu. Eu știu de... Știu așa în mare. Îți iată, dar dreptate sau mă înșel? Pe el... Ai și dreptate, în anumit, dar... Vorba lui, și să fac ce acolo în Florida? Să fac ce? Păi hai să vin și eu, dar să fac ce?
Să stau pe la Săftica, să mă plimb pe la Săftica. Adică vin, dar vreau să mă simt și eu timp. Da, să fac ceva, mai ales pentru mine. Eu știam, antrenor, pe mine, când am citit că vine în calitate de director sportiv, m-am mirat, pentru că Radu este, nu știu dacă știi, dar este ultimul antrenor de copii junior care a calificat o echipă națională la U17 la turneul final. Cu Radu, antrenor, da, federal. De asta zic că m-am mirat. Dar chiar mi-ar fi drag să văd și eu, mi-ar fi fost drag să... Dănciulescu, am citit de Marius, de Săgeată, de Nicolae, da. Gianni Chiriță. Sunt oameni care Dinamo se identifică, sunt oameni care au crescut acolo, care știu ce înseamnă Dinamo, care ajută foarte mult jucătorii să ce înseamnă Dinamo. E important acest lucru, nu înțeleg de ce nu... Bun, Costin, revenind la Rapid, zi-mi cum se pare linia asta de apărare, că giuleștenii au uimit pe toată lumea în momentul în care au început să anunțe transferurile, după o perioadă de liniște au venit. Claudiu Beloc era un jucător mediu de Liga I spre partea de jos, dar a crescut și el ca nivel parcă lângă Săpunarul și pe aia loviturile, marile lovituri, mi se pare mie, Săpunarul, Dragoș Grigore și Junior Moraes. Exact. Da, v-am spus, înainte, mie îmi place foarte mult linia de apărare Rapidului cu Moraes pe stânga, care e, face foarte bine faza defensivă, se vede că îi place să urce cu mingea, e un jucător de ambele faze. Da. Săpunarul cu Grigore sunt acolo imperial, după părerea mea, pentru că joacă din experiență, nu știu dacă ați observat, iese unul, altul în spatele lui. Se completează foarte bine. Pentru mine a fost o surpriză că Grigore a semnat. Nu credeam niciodată că o semneze cu... Fost capitan al lui Dinamo. Da, dar este un jucător profesionist și probabil știa ce se întâmplă prin alte părți și a venit la Rapid. Dar a fost bine primit. Da, este bine primit. Dar în general sunt jucătorii cu valoare la echipele, nu știu, rivale, sunt primiți ok. Bine, el nici n-a fost un genul de jucător conflictual cu galeriile, să înjure, să jignească Florine cât a jucat la Dinamo. Adică parcă nu-ți vine să te iei de Dragoș Grigore și dacă se duce mâine la Steaua, nu știu să zic, parcă nu-ți vine să-l înjuri, nu-i genul ăla conflictual, nu? Și mai e ceva, suporterii te simt. Suporterii simt când vine un băiat să facă treabă. N-ai cum să-i păcălești. La echipele astea mari, mai ales Dinamo, Rapid, Steaua, oamenii au educație fotbalistică, oamenii te simt imediat dacă ești de-a lor, adică fiind de-a lor să dai totul. Nu poți să-i păcălești, mai ales la Rapid, unde știți foarte bine ce atmosferă este și cât se pune pe această relație de suflet între jucători și se vede, vezi în momentele grele. Da, suporterii sunt de echipă. Eu așa văd o linie foarte, foarte bună, bine făcută. Probabil că Miță a făcut-o cu conducerea această... acești 6 jucători defensivi, pentru că mă așteptam Rapidul să joace în campionatul ăsta cu un singur mijlocaș la închidere și cu 5 ofensivi, cu cei 5 apărători. Dar a fost o surpriză plăcută. S-au echilibrat pentru campionatul ăsta. Ei sunt echilibrați, dacă pot să vorbesc, să zic cuvântul ăsta. Sunt echilibrați pentru acest campionat. Adică, băi, nu dau gol, dar nici nu iau. L-au pe ăsta, l-au pe... Și portarul care, uite, l-ai văzut pe la micul moldovan, ce înseamnă să-l ai pe Săpunaru și pe Grigore în față. Are o încredere fantastică. Siguranță, încredere. Jucător de lot. Și l-au pe Iosif, l-au pe ăsta care e ca o cloșcă care strânge. Păi tu ai văzut că la orice, după finalul fiecărui meci, tu ai văzut că toți jucătorii sar pe Iosif? Îl respectă atât de mult și îl țin atât de mult la el. Poate nu e vreun Mourinho sau vreun, eu știu, dar omul ăsta îți da și au liniște. Și ți-e și rușine să te uiți la el. Pentru că sunt momente în tipul jocului când jucătorul joacă și pentru antrenor, Victore. Să nu crezi că atunci când nu mai poți, parcă se întâmplă ceva când te uiți la antrenor și când vezi că te încurajează antrenorul, în momentele grele, iară dai și mai mult. Are un merit fantastic și s-a văzut când el n-a fost lângă echipă, că echipa a suferit. Jucătorul vrea să te vadă că ești aproape de echipă. Corect, așa este. Că ești sincer cu ei. Așa este. Și că atunci când trebuie să intri în ei, trebuie să intri în ei, să simtă că ai și autoritate. Corect. Pentru corect. Că după aceea se urcă la campionat. Deschid o paranteză, este la Sampdoria Atalanta 1-2, minutul 42, Drăgușin titular, Florine. Nu pot să înțeleg cum băiatul ăsta n-a fost la echipa națională. Pentru iar doilea meci, meciul trecut a intrat 70 de minute, a jucat 70 de minute, a schimbat pe unul dintre fundași și acum văd la 19 ani, da, facem februarie 20 de ani, este băgat titular fundaș dreapta, așa așezarea pe Flescor, nu știu că nu vede meciul, dar este titular în seria, deci este al doilea meci în seria pentru Sampdoria. El a fost e jucătorul lui Juve. Da, împrumutat. Am fost acum 4 ani la meci de Youth League. Așa. Juventus. A jucat, nu mai știu cu cine, cu o echipă din Franța, mi se pare, cu PSG, nu știu cu cine.
Știi cine e șeful centrului de copii și junior la Juve, nu? Pe Soto, fostul jucător. Și fratele lui Chiellini este ajunctul lui. Și toți foștii jucători sunt la academia lor acolo. Meciul s-a jucat în academie, nu s-a jucat pe stadionul mare. Meci de campionatul de youth. Și atunci l-am văzut și eu pe ăsta micu prima dată. Acum, cred că era mult mai slăbuț, nu avea fizicul pe care... Da. Și am vorbit cu el, așa, un băiat, chiar mi-a făcut plăcere și i-am întrebat și pe Chiellini, pe fratele Chiellini și pe Soto. Bă, Costa Micu cum e? Ce cu el? Zicea, Florine, un exemplu pentru modul lui de a fi așa de profesionist, copilul ăsta. Știi cum se vede și ce jucător ajunge? Mi-a spus pe Soto. Și acum când am văzut că la echipa națională de tineret, nu-l iau că dacă nu joacă la echipa de club, niciodată nu o să vină la echipa mea națională. Uite că joacă acum. Da, te întreb altceva, discuția alta și te întreb și pe tine, Costin, aici, pentru că ești fost jucător important al echipei naționale. Dacă tu la 19 ani, nu contează vârsta, 19 ani, ești titular în Serie A, mai ești pentru echipa de tinere sau ar trebui să mergi direct la seniori, Costin? Eu sunt adeptul pas cu pas. Ok. Dar probabil între tinere, că trebuie... Între tinere și seniori e exact, tot exact. Și cred echipa mare e o diferență prima mare. Prima oară trebuia să o iei cu tineretul, deci ar fi trebuit să fie titular incontestabil la echipa de tineret și după aceea să emită pretenții pentru echipa mare. Dar el este eu zic că va fi următorul fundaș central al echipei naționale. Asta ți-e place ca fotbalist? Am auzit lucruri bune despre el, are un fizic foarte, foarte bun, totuși... A jucat cu Ronaldo în echipă, deci despre ce vorbim? E un jucător bun, nu? Și din ce am înțeles este și profesionist. Da. Are grijă la ce mănâncă, deci păi, am mutat-o pe maică-sa, cu asta se ocupă, ăsta e nou ei job. Știu că ne-a povestit Florin Manea, mama lui Drăgușin se ocupă cu tot ce înseamnă alimentație, să aibă copilul tot ce îi trebuie, ce primește de la club, ce să mănânce și așa mai departe, îi pregătește. Și a avut și șansa să crească într-o academie, a plecat de mult de aici și a crescut, dacă vezi academia acolo, Victore. Arată ca Ronaldo la Corce, când intri pe poarta academiei, părinții, bineînțeles, stau la poartă. Nu intră nimeni nici la antrenamente, nici la nimic. Părinții doar vin și iau copiii acasă. Era și ăsta mic al lui Ronaldo, acolo m-a dus și l-am văzut la antrenament. Da? Și are ceva? Are. Da? Da, dracu, da. Cristianino. Dar micuț, e micuț, e micuț. Da. Era și mai micuț. Acum am dar mai crescut. Dar a crescut la... se vede... Deci uite, Florine, 71 de minute a jucat cu Spezia în victoria Sampdoria 2-1 și acum este al doilea meci, iar în al doilea meci este titular. Și vreau să te întreb, fiind al doilea meci consecutiv, e asta o dovadă cumva că a arătat antrenorului Sampdoria? Bă, uite că are ceva și mă pot baza pe el dacă l-a băgat titular acum? De obicei, echipele cum sunt Sampdoria, nu echipele mari în Italia, iau jucători de la echipele mari, împrumut, ori cu opțiunea de cumpărare. Exact, aici nu e cu opțiune, e doar împrumut. Ori e doar împrumut. Da. Când el a crescut la Juventus, când e de atâția ani acolo, contează la cartea de vizită oricărui jucător, orice echipă. Asta este marea șansă când ești la o echipă mare. Uitați-vă la Pantelimon, vă dau un exemplu. Când Pantelimon nu juca la City, dar după aceea de la City se deschid porți, se duci unde vrei tu. Exact. Uită-te la Tătărușanu, titular la Milan și a apărat fantastic și acum cu Torino. Și face niște jocuri incredibile. Când ești la un club mare, se deschid porțile mai ușor. Orice club mai mic te ia. Și vorbim și de un jucător tânăr, cu siguranță mă gândesc că nu e împrumut mai mult de un an sau de doi ani. Un an. Uite, nu știam. Nu, că a vorbit Florin Manea și sunt chestii pe care le-a spus în public, nu privat. Un an este împrumut. Asta a spus și Manea, că Sampdoria a propus împrumut cu opțiune de cumpărare. Să știi că Florin are un rol determinat în creșterea acestui jucător. Când mi-aduc aminte, da. Îl întrebam acolo pe la micu, bă, dar tu pe aici ce faci cu român, cu astea, cu... Florin, eu sunt cu Florin, cu Manea, ăsta e ca și tatăl meu. Foarte frumos vorbește despre Florin. Da, a avut grijă și Florin despre el. Da, și Florin despre el. Era și curmea să nu... Nu, dar uite că un agent care nu se gândește numai la partea materială, se gândește și la binele copilului. Se gândește să aibă continuitate cu băiatul, pentru că are o vârstă fragedă și atunci poate să o ia pe cap. Mi se pare uluitor, Costin, la 19 pentru să fii titular în Serie A. Bravo lui! E mare lucru. Bun. Doamne ăștia să o țină în continuare tot așa. De la al doilea meci consecutiv în Serie A. Să sperăm că va câștiga Sampdoria, că până la urmă ținem cu echipa românului, nu? Cu Atalanta ce treabă avem. Bun. Craiova Baia Mare în cupă a câștigat echipa lui Reghe Camp cu 4-0, așa cum era de așteptat. Craiova o echipă care în toți anii aceștia a respectat Cupa României. Așa și este. Care am văzut și formula de seară anul ăsta. De aceea, probabil, neavând, fiind o penurie, că nu câștigă campionatul, merg foarte mult pentru Craiova, contează, pentru oraș contează un trofeu. De aia, ai văzut, s-au dus cu toți jucătorii și au tratat... Au un lot puternic. Craiova anul ăsta
au un rol puternic și își permit să bage și alți jucători pentru că sunt cam la același nivel. Dar zi-mi altceva, Costine, se discută de Andrei Ivan la Galatasaray. E într-o fază a carierei în care crezi că poate face față în Turcia? Și la Galata. Vorbim de Andrei Ivan deja are o experiență. Da, a mai fost pe afară, a încercat la Krasnodar, pe la Viena. Este într-o formă fantastică acum. Exact. Poate să fie o relansare a carierei, da, practic, în Europa. Și Galatasaray, ați văzut că s-au dus cei doi, Cicăldău și Moruțan, și sunt foarte iubiți acolo. Da, da, da. Au confirmat deja. Cum e, Florine, când se pare, ar fi potrivit Ivan pentru Turcia, pentru Galata? Pentru orice campionat. Este într-o formă fantastică băiatul ăsta acum. Da. Iese orice, din orice iese. Ba gol, ba 11 metri, bra. De asta e normal să vină și ofertele, pentru că este un moment, nu l-am văzut niciodată jucând atât de bine, te rog să mă crezi. Are disponibilitate la efort. Înainte, în perioada în care a decăzut un pic, nu prea mai... Dar vezi ce înseamnă încredere, vezi ce înseamnă un club serios? Exact. I-am dat încredere de la patron până la cârțul, toată lumea l-au susținut, vezi? Asta înseamnă un club puternic. Corect. Da, să vedem, Doamne ajută. Bun, situația lui Bănel Nicoliță, ai văzut-o, e plecat, a confirmat și soția lui ceea ce a spus DCB Rădulescu în ProSport în urmă cu ceva timp. E prin Mexic, nu se știe exact ce face. Cum e posibil ca un jucător care a fost la acest nivel să ajungă să se ducă... Și un jucător despre care eu n-am auzit pe cineva să zică ceva urât de Bănel. Un jucător care a avut o viață sportivă, a fost un exemplu incredibil. Nu pot să-mi dau seama ce s-a întâmplat. Eu poate știu așa un pic despre Bănel. El, la un moment dat, după ce a terminat cu cariera de fotbalist, a avut și el probabil ceva bani deoparte și a încercat să facă o treabă pe la Faurei. Da. La el, Faurei, Liga a treia, am înțeles că n-a avut susținere de nicăieri. Au fost banii lui și dacă tot dai, se duc, s-or fi dus banii. La și, fotbal, uite, într-o încercare nobilă. Dar el a încercat să ridice, să facă ceva la Faurei acolo. Să aducă echipa din Liga a treia, chiar juca la un meci și am fost și eu la un meci, da, la o echipă Moștiștea Ulm, care s-a desfințat. Da, da, și am fost secund și jucător acolo și da, am jucat contra condiții lui. Bune. Da, da. Și am jucat contra lui și îi mânca pe aia pe acolo, din teren. Da, a vrut să facă ceva în zonă și probabil s-au dus finanțele și acum dă un colț în altul și a preferat decât să facă rușine pe aici, prin România, să râdă lumea de el, pentru că, practic, așa fac oamenii pe aici, prin România. Dacă nu mai e bani, deja nu mai ești, nu mai e valoare. Nu mai contezi. Nu mai e valoare. Da. Eu cred că ar merita o mână de la oricine din România. Dar tu ai văzut ce a zis soția, fosta soție, a spus, domne, n-am ce să vorbesc rău de el, pentru că sună copiii, trimite bani periodic. Cum necum, nu știu ce face, de unde face, primul lucru pe care face este să trimită bani copiilor, sună copiii, deci n-am ce să reproșesc. Am văzut că Gigi a zis că o să-l sune și poate eu știu. Azi că nu prea îl interesează, dar mă rog, aveți reacția lui Gigi pe care legat de cazul lui Bănel Nicoliță în exclusivitate pe prosport.ro. Bun, Costine, vreau să te întreb în încheiere, ce părere ai despre situația lui Edi Iordănescu la FCSB? Pentru că Gigi, pe care a început din nou să comenteze, tu știi foarte bine. Eu am spus într-o emisiune anterioară. Eu cred că domnul Edi Iordănescu și-a făcut un contract. Cred că are ceva clauze în contract care îl apără foarte mult de treaba asta și eu nu cred că până în iarnă, acum până la sfârșitul acestui tur și cât se mai joacă din retur, nu cred că va pleca. Pentru că rezultatele îl țin atunci... Mai ales în condiții speciale. Da, exact. Condiții grele și cu, ați văzut ce se întâmplă și cu accidentări și cu cel mai bun jucător, practic el n-a avut niciodată cel mai bun 11 la dispoziție. Exact. Și atunci eu cred că va merge mai departe. Domnul Becali, e clar că nu contează cine va fi antrenor, el mereu va vorbi pentru că sunt banii dânsului, dar cred că se și uite și vede ce rezultate scoate domnul Iordănescu și atunci probabil că se va calma. Florine, ultima întrebare înainte să încheiem. Tătărușanu pe val s-a accidentat, titularul de la AC Milan, este la al șaselea meci în toate competițiile pentru AC Milan sezonul acesta. Mie mi se pare o performanță, pentru că noi am discutat și tu mi-ai explicat în urmă cu ceva timp că în Italia nu se stă la discuții, stai că e lupta între portarul. Nu, când vii portarul al doilea, știi că ai semnat doar când nu poate titularul să apere să iei titlul. Și uite că ghinionul titularului norocului Tătărușanu. Lăudat în presă, în Gazeta de la Sport și peste tot, după ultimul meci cu Torino, câștigat de Milan cu 1-0. Un profesionist îl cunosc,
De fapt, erau doi siamezi, era el cu Mantelimon, au crescut la Emir Sândoi, la U21. Totuși o carieră mai bună a lui Tătărușan. O carieră, da, a jucat mai mult. Bine și Panti. Mi-a plăcut amândoi. Au era greu să faci o diferență între la momentul respectiv. Fizic asemănător, dar un pic, poate un pic mai cerebral Pantelimon. Tătărușan. Dar și acum că ați adus aminte de el, mi se pare că se vorbește prea puțin de Tătărușan. Și s-a vorbit și la momentul respectiv. Când s-a retras, nu, să știți că și el așa adică și-a dorit. N-a avut niciodată. Nu-i place să iasă. Nu puteai să sun ca ziarist să iei un interviu pe orice temă. Nu răspundea, nu-i plăcea să comunice cu presa. Pentru că atunci când ești fotbalist să te cenzurezi foarte mult atunci când vorbești. Și poate scapi vreo perlă. Vreo perlă însemnând niște adevăruri din interiorul clubului. Exact. Cum era Marius Constantin, se pare că îl amendau dacă mai vorbeam. Nu știu dacă ieșeam prea mult noi în studiouri sau să vorbim. E adevărat. Pentru că trebuie să te cenzurezi foarte mult. Da. Uite, îmi scrie Florin Mane acum mesaj. A jucat tot până acum Drăgușin, așa prinde și el la Bratu. Probabil că glumește Florin, îl salutăm. Da, bun, am ajuns la final. Costin, îți mulțumesc că ai fost alături de noi și multă baftă noua ta carieră de antrenor. Florin, mulțumesc că și ție. Asta a fost, ne revedem peste o săptămână. De mâine vine colega mea Carmen Mandiș. Până atunci rămâneți pe prosport.ro. Să aveți o seară frumoasă.